Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, etalare pentru octombrie 2019. Nu uitați că ceea ce spunem într-o perioadă nu începe de pe 0, de pe 1, da? Până pe 30, 31, ci poate să fie început mai devreme sau să înceapă mai târziu. Noi acum transmitem mesajul. Ce se manifestă? Se manifestă pas cu pas. Și un tratament durează. Și, în general, tot ce se întâmplă în viața noastră, de fapt, sunt lecții, sunt tratamente pentru suflet, pentru spirit, ca să crește. Înțelegeți? Totul necesită timp, răbdare. Plus că, la nivel universal, nu există calendare. Timpul este fluid. Dacă acum este la nivel universal, în lumea noastră, poate acumul să se întâmple mai târziu sau să se fie întâmplat deja. Înțelegeți? M-am amestecat cărțile. Am văzut la un moment dat, unii, nu toată lumea, pentru unii dintre voi, am văzut faetonul, am împărțit cărțile în două. Faetonul, pe de-o parte, avea în spate asul de monede, de spade. Hotărâți, unii dintre voi, să vă exprimați. Aveți bani, aveți dorința de o relație stabilă, bazată pe sinceritate. Și afară de acești pași, cred că am văzut și astfel de bâte, aveți și pasiune pentru o anumită persoană sau, dacă nu, măcar pentru viață, pentru a vă schimba viața. Și cu acel faeton mă gândesc că sunteți și hotărâți să vă mișcați un pic, că doar sunteți în Mercurian. Și să mergeți către ce? Ce era pe partea cealaltă? 10 de cupe. Era și o regină de cupe. Acum nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar cineva va aduce bucurie, va aduce vindecare, vă înțelege emoțional. Sau voi pe ei. Posibil, unii dintre voi ați vrea să lăsați și un 10 de bâte, era să lăsați ori un job, ori o relație nesatisfăcătoare pentru una care va duce, chiar dacă pare idealistă, va duce multe satisfacții. Asta a fost un scurt mesaj pentru unii, da? Capăt. Altul. Am amestecat cărțile și a vrut cum să necesară acest 3 de bâte. Iar cineva la distanță, peste o apă, măcar peste un râuleț, râuleț, lăcușor, măcar într-o altă localitate. Vă gândiți la cineva care nu este chiar lângă voi. Poate să fie și peste hotare, evident. Ideea este că lăsați în urmă 2 de bâte, o relație, da? 1, 2, un om, o femeie și un bărbat, da? Lăsați în urmă o relație, pentru că vreți să începeți o alta. Aici sunteți voi și mergeți către 4 de bâte, către persoana care va aduce satisfacții, cu care vedeți viitorul, cu care aveți noi oportunități. Vine sau îi atrageți într-un fel. Și aici, iaute, iar a apărut 10 de spade, mai devreme 10 de bâte, lăsați în urmă o perioadă de trădări, de suferință, poate și de boală, unii dintre voi poate renașteți, posibil cu un semn de aer, dar nu e obligatoriu. Ideea este că vă transformați. 10 octombrie, vă ridicați deasupra săbilor, dragii mei, și mergeți către un viitor. Uitați cum e, galben, e senin, e strălucitor. Frumos. Și asul de cupe, vindecare în cazul în care ați fost bolnavi, vindecare sufletească în cazul în care ați fost trădați. Și ce înseamnă asta? Țineți minte, să vă iertați și pe voi că le-ați îngăduit, că ați avut încredere în ei și să iertați și pe ei că nu știu ce fac. Cum a zis și Iisus, Doamne, nu știu ce fac. Dacă mai am fior, încerc să mă abțin, că nu pot, mai mă exprim și eu, că asta e, sunt om. Ce frumos, 2 de bâte, vă puneți intențiile. Bine faceți. Chiar dacă a trecut luna nouă, încă mai aveți timp pentru cei care n-ați știut. Ieșiți afară, priviți cerul, luna în mod special, și spuneți ce vă doriți. Dar cu putere, cu pasiune.
Bine, nu trebuie să strigați, să simțiți că îi transmiteți, că ea oricum vă transmite, că e alături de voi. Asta înseamnă să manifestați, primi pași. Că atunci când primiți rețeta, mai și scrieți, vă duceți în casă și scrieți pe hârtie ce vă doriți. Astăzi e perioada de lună nouă pentru ce vă doriți, de lună plină pentru ce vreți să scăpați. Și repetați așa, ca un tratament, ca fitness-ul, că tot vă place sportul, da? Unora dintre voi. Trebuie să repetăm, că nu este din prima. Nu? Fecioară. Să vă arăt cum tai cărțile. Închid ochii să nu pice camera. Da? Fecioară, soare. Lună, Venus, ascendent în fecioară. Octombrie 2019. Hai să vedem ce iese. Wow! Judecata! Unii poate vă duceți în tribunal, că am văzut la un moment dat și Regina de Spade, vă despărțiți de, eu știu, colaborator la locul de muncă, de cineva, nu știu, vă despărțiți, vă separați. Știu că nu e Libra, nu e justiția. Dar spune judecată și primul gând aici mi-a fost posibil pentru unii dintre voi. Ați avut probleme în tribunal, v-ați judecat pentru ceva. Sau poate alții ați fost judecați. Mai grav, cum am zis, trebuie să și iertați. Pentru cei care au, eu știu, anumite planete și aspecte și aveți tendința să-i judecați pe alții. Încercați să nu-i mai judecați pe alții pentru că toți greșim. Oricum, frumos, aveți 20. Asta este? Da, 20 este. Două cicluri. În general, un ciclu, când se termină, trebuie încheiat. Altfel, am mai spus la altă zodie, nu știu la care, fiți atenți. Ne întâlnim cu oameni pentru că avem o karmă. Stăm cu ei, trecem prin bune, prin rele, uneori mai multe rele decât mai multe bune. Dar dacă îngăduim, ne împăcăm de prea multe ori, poate să însemne și împăcare, nu ne mai spălăm karma, ne adăugăm karma. Adică intrăm într-un alt ciclu și repetăm. E mai un pic și se apropie lumea. Lumea când trebuie să puneți capăt. Deci fiți atenți cum judecați. Și pentru că în ultima vreme îmi place să citesc un pic altfel cărțile. Seamănă un pic, nu vi se pare și vouă, că această carte seamănă cu ceea ce v-am zis mai devreme să faceți? Cu ridicarea către cer, măcar a privirii, da? Ridicați mâine, eventual, ca să atrageți și mai multă energie și vorbiți cu îngerii, cu spiritul lunii, cu spiritul universului, cu creatorul, cu îngerii voștri și începe să manifestați o nouă viață. Că asta înseamnă, printre multe altele, judecata. Dar pentru asta trebuie să vă conectați la intuiția voastră, să vă ascultați, că judecata înseamnă să vă și ascultați și pe voi și pe ceilalți și să judecați, să cântăriți. Mai stau aici, pe pământ, în sensul că în varianta trecută, sau vreau să mă ridic deasupra experiențelor prin care am trecut și să manifest o nouă viață. Trebuie să vă ascultați îngerii protectori. Intuiția, am zis. S-ar putea uneori să țipe, să urle și totul să nu auziți, pentru că sunteți prinși în altceva. Oricum, judecata, printre câte am spus, poate să însemne și o dorință de împăcare cu cineva. Sau de împăcare cu voi, da? Vedem.
Ce vă provoacă? Trei de spade? Cineva supra picioarelor. Cineva trădat. Cineva v-a trădat. Nu e obligatoriu să fie semn de aer. De reținut că judecata este momentul de trecere dintre balanță și scorpion. Așa o văd eu. Poate în acea perioadă veți cântări bine și veți lăsa mama măsii în urmă aceste trei de spade. Pentru că întotdeauna trebuie să iertăm ca să putem avansa. Aici e provocarea. Nu vă puteți ridica deasupra durerilor, stând în durere, da? Gândindu-vă ce v-au făcut, că dacă următoarea sau următorul va face la fel, nu. Că dacă veți gândi așa, așa veți atrage. Atrageți karma, judecata înseamnă și karma, printre multe altele. Ieșiți din gândirea asta. Ieșiți din rând din supărare. Aveți încredere, cu alte cuvinte. Că altfel, cum să atrageți oameni buni, benefici, dacă nu aveți încredere? Vor simți mai devreme sau mai târziu că nu aveți încredere și vor pleca. Că vor spune, măi, dacă nu are încredere, de ce să stau, de ce să demonstrez cuiva care nu crede? Ăsta, repet, e un mesaj pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. În trecutul îndepărtat, aici sunteți voi, unii dintre voi, singuratici, aici este zodia Fecioare de obicei. Eremitul este simbolizat, sau Fecioara este simbolizată, printre altele, și de Eremit. Pentru unii dintre voi, posibil ați stat izolați, ați trecut printr-o perioadă, să zice, cea mai întunecoasă noapte a sufletului. O noapte la nivel sufletesc spiritual sau sufletește spiritual poate să însemne o perioadă de niște ani. Niște ani. Probabil că ați vrut să înțelegeți această suferință, această trădare. Că e veche, că e nouă, ați vrut să înțelegeți. Și a trebuit să călătoriți în sufletul vostru, în sinea voastră, să vă izolați de anumite persoane, mai ales de cei care v-au rănit. Și să înțelegeți ce asta înseamnă lumina. Să înțelegeți. Pentru unii, toată această călătorie, izolare, a însemnat vindecarea sufletului vostru. Pentru că pentru mine eremitul, da, arată ca un călugăr, dar e totuși îmbrăcat în alb. Bine, e gri, dar e alb. Și îmi sugerează, nu știu de ce, ideea de vindecător, de profesor. Ori poate în ultima vreme sau în trecutul îndepărtat a trebuit să vă întâlniți cu un profesor, cu un doctor, unii, da, și mesaj special pentru unii, pentru toată lumea. Și ați început un proces de vindecare. Oricum, v-ați izolat. Frumos, nu pot să aplaud, nu pot să mă bucur că e noapte. Vai, ce frumos! Mă bucur mult de tot. Steaua. Asta înseamnă că ați început să vă vindecați, dragii mei. Minunat! Minunat pentru cei care ați avut probleme. Sufletești, da? Inimioara. Poate chiar cardiace, fiți atenți. Chiar dacă nu e dezamăgire, pot să fie probleme cardiace cu inima. Iar îmi vine o idee acum și probabil o fi pentru cineva. Că mi-au tot venit idei năstrușnice în ultima vreme. Probleme cu inima. Palpitații, eu știu ce. Ce cu marcaje, cu planete pe acolo? Dacă nu, sentimentale, evident. Dar trecând peste sentimentale, poate unii chiar ați avut probleme cu inima și a trebuit să stați în spital. Însă, dragii mei, mă bucur. Aveți steaua. În trecutul apropiat, ați început să vă vindecați. Și cum? Să vă echilibrați emoțiile. Vai, ce frumos! Și să renașteți.
Asta e pentru cei care ați avut probleme cu sănătatea. O să zic totuși mai tare, da? Pentru cei care ați avut probleme cu sănătatea. Însă, dacă nu e vorba de probleme de sănătate, v-ați vindecat sufletelul după trădări și în ultima vreme, ce o fi însemnând asta, voi știți, a apărut steaua. O persoană care vă arată de ca și când e idealul vostru, tot ce v-ați dorit vreodată. Nu-i minunat? Poate să fie o persoană publică. Pentru că steaua înseamnă și o persoană publică. E adesea semnul vărsătorului sau cu planete în semnul vărsătorului. Pe 18, dacă nu mă înșel, am mai văzut 18 undeva. Da, vă arăt. Pe 18 se va întâmpla ceva. Mai aveți și aici un 18, vedeți? Vom vedea în povestiți. Pe 18 se va întâmpla ceva. Chiar dacă e în trecutul apropiat, probabil că se manifestă acum, pe 18 ceva. Că vorbim de manifestări, ne punem intențiile și vine reacția în timp, efectul. Frumos. Steaua. Persoană care vă vindecă sufletelul, cu care puteți renaște. Uitați-vă, dragii mei. Fecioarelor. Fecioarelor. Asta pentru că ați căutat să vă vindecați, da? Să puneți lumină. Să puneți lumină în această problemă tristă. Și v-ați venit, da? Steaua. Steaua a adus lumină, a adus vindecare și puteți să auziți vocea îngerilor și să renașteți. Frumos, frumos, frumos. Mă bucur mult. Dar nu pot că e noapte. Că altfel aș bate din palme. Steaua. Dacă nu-i vorba de vindecare, repet, o persoană care ori arată, ori se poartă, ori pur și simplu vă transmite niște emoții, că vorbim de emoții, da, de apă. Și vă face să vă simțiți că este tot ce v-ați dorit. Împlinirea dorințelor voastre. S-ar putea să vă fi dorit această persoană cândva în copilărie. Și de-abia acum s-o întâlniți. Frumos, pentru că a trebuit să vindecați niște relații karmice. Nu puteați mai devreme. Wow! Wow! Viitor, uai! Tu poți să bat din palme că e ora 1. Dar viitorul, îndepărtat, împărăteasa, a patra arcană majoră. A patra arcană majoră, sper că m-a auzit, nu pot să țin, că e noapte. Mai facem și noaptea, că ziua avem și noi treburi. Fantastic, fantastic. Ce mă bucur. Împărăteasa. Wow. Haideți să vedem ce e viitor apropiat. Nebun. Doamne, dragii mei, voi vedeți câte arcane majore aveți? Ați înnebunit. Au înnebunit salcânii. Ați înnebunit voi, fecioarelor. Ia uite ce aici. Ia să vedem. Vedeți? Să nu apăzi în greșeală. Vedeți ce aveți aici? A, împărătea să nu se mai vede. Dați un pic. Măcar așa să vedeți aici. Ia uite ce aici. După ce vă vindecați prostioara asta de situație. E zi prostioară, că asta îi face parte din viață. Și eu am trecut, o trece prin prostioare de genul ăsta. Sunt dureroase prostioarele. Pentru că suntem fraieri. Asta e. Nu e frumos, dar așa este. Suntem fraieri. Ne lăsăm răniți de cine nu trebuie. Ne punem iluzii. Deci, viitorul apropiat. Nebunul. O luați de la zero, în curând. Am văzut, v-am zis, am văzut așii, am văzut faetonul. Dom'le, dacă nu vă luați mașina și nu vă duceți să o luați de nevastă sau să luați de bărbat,
O las de la zero într-o privință. În orice privință. Păi, aveți credință. Pentru că v-ați găsit lumina, dragii mei. Lumina. Pentru că v-ați pus o dorință cândva, o intenție. Și poate nici n-a știut, iar am fi orică e lună nouă. Cine știa cu 20, 30, 40, 50 de ani? V-a spus o dorință cândva. Și vine. Wow. O luați de la zero. Sau, dar eu cred că sunteți voi. Sau vine o persoană nebună după voi. Persoana asta pe care v-ați dorit-o. Oricum e frumos, e frumos, vreau să interpreteze nu știu câte feluri. Wow. Știu că pare riscant. Știți și voi că vorba aia. Sunteți isteți. Dar nu puteți să riscați. N-aveți cum să nu riscați. Sau mai bine zis, nu puteți să riscați. Să nu vă refaceți viața. Ar fi păcat. Trebuie să riscați. Trebuie. Pentru că dacă riscați, începe să creșteți. Aici este semnul taurului, a balanței. E al 3-la 3, dacă asta înseamnă ceva pentru unii dintre voi. Poate să fie a treia zodie, poate să fie cineva în semnul în luna martie. Nu contează. Important este că este una dintre cele mai frumoase arcane majore. După mine, după Marea Împărăteasă, după Marea Preoteasă, Împărăteasa este cea mai faină. Și Steaua, evident. Și Steaua. Wow! Probabil că la luna plină din Fecioară ați pus capăt. Cred. Ați pus capăt. Și acum zero, da? Mulțumesc, Doamne, de inspirație. Zero este momentul de lună nouă. Luna nouă. Zero. Știți cum e? Să vă explic. Nu. Nu vă mai vă explic așa. Ca să înțelegeți. Cum să fac? Așa. Deci, aici e soarele, aici e pământul și aici e luna. Nu vedeți pentru că se pune umbra pământului, da? Da, arată ca un zero. Sper că am explicat bine. E momentul de lună nouă. Viitorul apropiat poate să însemne chiar după ce ascultați. Să se manifeste foarte aproape de prezent, da? O luați la zero. Și pentru că știți când să faceți intențiile, începe să creșteți. Către ce? Către marea abundență. Haideți că v-am tot explicat una alta. Către frumusețe este Venus. Începe să fiți frumoși, abundenți, generoși. În cazul în care poate ați avut probleme și nu v-au permis problemele, să fiți generoși. Drăgăstoși. Intuitivi. Eventual, dacă nu sunteți voi, vă întâlniți cu această persoană. Tot am văzut faeton. Și au fost și 3 de băte, am zis, da? Călătorie. Și nebunul călătorește. Ca nebunul. Cu o viteză nebună. Eventual pentru unii. Dar știu că sunteți precauți. Ca niște adevărate fecioare. Ce superb. Păi normal că și eu aș fi la fel dacă aș întâlni o asemenea persoană. N-aș fi și eu nebună? Dacă aș întâlni o asemenea persoană? Wow! 17, 20, 18. Da.
Deci, fiți atenți. Șaptesprezece, optsprezece și 20. Eu zic că în perioada asta se întâmplă ceva, nu are cum să nu se întâmple. Vă întâlniți până la urmă cu persoana. Wow, wow, wow. Pentru unii, deși deocamdată nu arată cărțile, dar fiind viitorul îndepărtat, dacă se va întâmpla ceva cu această persoană minunată, dânsa poate să rămână însărcinată. Evident că dânsul nu are cum. Super. Sfatul. 3 de bâte. În acest context, cred că trebuie să vă luptați un pic cu interiorul vostru. O vorba aia trecut prin atâtea. E o mică luptă. Și să schimbați grija pentru bârfe, dacă cumva unora... Na. Există ego-ul fiecăruia. Onoarea. Toți avem dreptate uneori să ne gândim și la imaginea publică. Dar sfatul este să schimbați. Să ieșiți din acest 5 de bâte, luptă pentru concurență, eventual. Vă gândiți că poate doamna, domnul mai are pe cineva în umbră? Nu, nu vă mai gândiți așa. Că dacă vă gândiți așa, nu faceți nimic. Nimic. Atrageți ce ați atras în trecut. Nu vă mai gândiți. Sfatul este să ieșiți. 5 îmi place să-l văd în ultima vreme ca și o provocare de a ieși. Pentru că 5 înseamnă un număr conflictual și creativ. Ieșiți prin creativitate. Ieșiți, riscați. Da, riscați. Fiți creativi. Ca să manifestați această stea. Că e persoană, că e situație, n-aveți cum. Sunt bârfe, pot fi bârfe și ce? Și ce? A, că nu vrea mama, tata, unchiul, copilul, dacă aveți copii mari și vreți o relație nouă, și ce dacă? Ce copilul vă stabilește? Cum puteți fi voi fericiți lângă cine? Puteți fi fericiți, nu copilul. Ci sufletul vostru. Sufletul vostru care până acum a fost rănit. Tocmai pentru că v-a păsat de... Ce nu trebuie. Ieșiți. Eventual, 5 am zis că înseamnă și creativitate. Fiți creativi. Riscați. În creativitate, întotdeauna e nevoie de risc. Exterior. Exterior. 7 de spade. Există cineva, probabil acest semn de aer, care v-a rănit și ar putea să vă influențeze un pic poveste. Dar nu îi lăsați. Nu îi lăsați. Pentru unii. Pentru că șaptea de spade adesea este reprezentat sau este considerat un mincinos, un prefăcut. Un om care... Nu spune adevărul. Oricum fiind, forța exterioară este o persoană. Dacă era sfat, aș fi zis că poate să fie strategie. Dar nu e sfat, este o persoană exterioară care vă influențează. Probabil că cineva, da, spune vrute și nevrute și vă creează acest conflict interior. Probabil vă transmite, da, spade, bârfe. Da, cred că asta este. Cred că asta este. Ia lăsați în pace, că vorbeați trecut prin prea multe, ați înțeles multe lucruri. Sunteți chemați să renașteți. Mai dați încolo de cârcotaș. Cârcotaș. Nu pot să vorbesc tare, dar sper să mă auziți. De ce vă este teamă? De valetul de bâte. Aveți o oarecare teamă să materializați. Este important să riscați în viitorul apropiat, da? Prezent, viitor apropiat. Altfel n-aveți cum să renașteți. Și
probabil că vezi, te teamă că nu știți, dar... A, da. Cred că încă nu știți dacă persoana vă place la fel de mult cât o doriți voi, pe ea sau pe el. Nu știți dacă există chimie și din partea lor. După cum arată cărțile, sunt prea faine să nu existe. Pentru că ele reprezintă potențiale. Și potențialul nu se arată doar pentru voi. Înseamnă că și persoana la care vă gândiți are gânduri asemănătoare. Sau, în fine, se poate transforma pe parcurs. Pentru unii dintre voi poate să fie, trecând peste aspectul ăsta, valetul de bâte. Poate să fie un copil. Poate vă este teamă cei care aveți copii să nu rămâneți, să nu aveți un alt copil. Pentru cei care nu aveți, vă este teamă că nu o să aveți. E vorba de un copil, o chestiune de creație, de concepție, de atracție, evident, am zis-o. Și ar mai fi și o altă variantă. Poate aveți un copil în semn de foc care vă influențează și el. Sau nu știți cum o să primească vestea că vreți să vă refaceți? Posibil semn de foc. V-am dat mai multe variante, vă alegeți. Pentru alții poate să fie o teamă că nu sunteți suficient de creativi ca să demarați acest început de nouă viață. E o nouă viață, vedeți, mai dragilor. Oh, ce frumos, ce frumos. Ce vă doriți? Normal, Doamne, alt arcană major, fantastic. Alt arcană major, roata norocului. Poate vă doriți să câștigați la vreun joc de noroc? Nu prea văd eu fecioarele jucând la jocuri de noroc. Eu cred că vă doriți să vă schimbați viața, da? Roata norocului și judecata, dragii mei. Și zero, să riscați. Pentru că nu mai vreți să stați în trei de spade, nu mai vreți să fiți izolați, să stați singuri, să vă fie frig noaptea lângă o persoană care nu vă înțelege. Vreți să vă fie bine. Să vă învăluiți în emoții lângă cineva care este ce v-ați dorit întotdeauna. O persoană creativă, frumoasă, spornică, productivă, generoasă, deschisă. Asta vă doriți. Ce frumos! Roata norocului. Vă doriți? Poate Jupiter ăsta, pentru că sunteți guvernat de Mercur. Da, Jupiter în casa a patra pentru unii dintre voi. Casa a patra a casei, a relațiilor de familie. Poate vă schimbați familia. Lăsați una tristă pe una frumoasă. Roata norocului. Poate să fie semnul vărsătorului. Avem și aici și avem și aici vărsător. Poate să fie taur. Avem și aici, avem și aici. Poate să fie scorpion. Avem și aici, avem și aici. Leu nu se vede deocamdată. Dar poate să fie, dar să aibă planete pe unde v-am zis eu. Roata norocului. Vă doriți schimbare. Și ce drăguț că roata norocului e numărul 10, e octombrie. Mulțumesc de confirmare, Univers. Vreți să vă schimbați în octombrie? Gata. Și toți ne dorim schimbare, că ne apropiem de 2020, e normal. Da. Finalul, 8 de cupe.
8 de cupe înseamnă că lăsați durerile în spate, lăsați singurătatea, lăsați cupele goale, cupele cu pelin, le lăsați, plecați. Plecați de nebun, de nebun, da, către steaua asta, da? Către frumusețea asta de împărăteasă. Acolo vă duceți. Schimbați. Asta înseamnă. 8 de cupe a început să manifeste schimbarea. Probabil că ați început de la luna plină din Fecioară, luna nouă, luna plină. Cine a știut? Cine nu? Poate doar intuitiv. E lună plină, lună nouă. Cine știe să manifeste prin lună? Și ce face 8? Merge către 9, către bucurie. V-am zis că am văzut 10 de cupe la început. Aduceți-vă aminte, dați înapoi. Am văzut 10 de cupe. Merge către 9. Pentru mine, 8 de cupe, pentru mine, reprezintă o persoană cu planete în Scorpion. Planete. Adesea lună în Scorpion. Poate când intră luna spre Scorpion, să vă apropiați de nou. Sper să vă apropiați mai repede, înțelegeți? Acum să începe să vă mobilizați. Nu vedeți că seamănă într-un fel? Amândoi riscă. Amândoi riscă. Riscă, să zic, poate un drum. Un drum. O călătorie spirituală mai lungă. Dar știe, de fapt nu riscă, știe că la capăt acolo va fi steaua. Ce frumoase sunt, Doamne! Câte arcane aveți? Una, două, trei, patru, cinci, șase arcane majore. Fecioarelor! Ia, uite! Unii mergeți către un taur sigur și dacă nu e taur, pentru că aveți și împăratul, și împăratul și împărăteasa! Nu, am greșit. Marele preot și împărăteasa. Marele preot și împărăteasa. Dar poate o fi și împăratul și împărăteasa, cine știe? Oricum, mergeți către ce? Haideți să vă arăt. Unii dintre voi mergeți către un preot să vă ghideze, să vă ajute în această transformare, în această manifestare. Alții mergeți către o persoană autorizată să vă dea un sfat, cum să vă ajute, să vă găsiți acest nou, materializați acest nou de cupe. Alții mergeți, încă nu l-am pus bine, așa e, bine. Alții mergeți către o relație de, o relație stabilă. Poate chiar către o căsătorie. Dacă nu e căsătorie, poate să fie un contract la locul de muncă foarte bun. Mergeți către această poziție. Vă doriți o căsătorie? O să vă doriți, pentru că dacă vă simțiți așa bine cu această persoană, o să vă doriți să oficializați această legătură. La capătul acestui set de cărți ce aveți? Cavalerul de monede, puteți fi voi, care faceți pași mici, că dacă e riscant, asta e, trebuie să faceți pași mici, ca să nu riscați, dar oricum vă mobilizați, da? Către o relație de lungă durată, către un proiect de lungă durată, un proiect stabil, către o viață stabilă. Posibil pentru unii dintre voi să mergeți către o persoană, acum apare semnul leului, semn de foc, da? Că nu apăruse. Dar trecând peste zodii, posibil voi să mergeți către o persoană pasională, așa o vedeți că doar e stea, doar e împărăteasă. N-are cum să n-aibă pasiune, da? N-are cum să n-aibă. Împărăteasa se reprezintă toate reginele într-o singură ființă. Înțeleaptă, blândă, pasională, practică, creativă. Asta e împărăteasa. Deci mergeți către această regină de bâte. Și lucrurile se întâmplă într-un mod neașteptat. Wow.
Se întâmplă într-un mod neașteptat. Aveți această trezire și hotărâre să vă luptați, să vă luptați pentru această poziție. Că e poziție, că e persoană. Doi regi. Regele de cupe și regele de monede. Poate să fie și femeie, bărbat, femeie, bărbat, dar nu contează. Cred că poziția ar fi ca voi, de la Cavalerul de Monede, să ajungeți în această postură. Ce înseamnă asta? În momentul în care vreți să oferiți cuiva ceva, așa, mai precaut, mai încet, relația va merge mai încet, vă doriți să ajungeți să vă căsătoriți, da? Să vă căsătoriți cu această persoană. Pentru că vă echilibrează emoțional. Vă hrănește emoțional. Wow. Da. Unii dintre voi, pentru unii, nu pentru toată lumea, poate să fie o persoană pe care s-a întâlnit la locul de muncă. Pentru alții, încercați să vă duceți la un astrolog, la un tarotist, să aflați cum puteți să materializați această relație. Da, sunt mai multe variante. Investigați, căutați. Nu e vorba de spionaj. Investigați cum să materializați acest lucru. Pentru că vreți să încheiați, am vorbit de lume mai devreme, ia uite că apare, vreți să încheiați un ciclu mare în viața voastră și de la, asta e prima arcană și ultima. Prima, după aia urmează magicianul și ultima. Am vorbit, după judecată urmează lumea. Sunteți exact un pas înainte să puneți semnătura de încheiere a unui capitol, a unei cărți în viața voastră. Gata. De acum încolo, rescrieți o nouă poveste a vieții voastre. Poveste în care aveți parte de o relație, am vorbit de relație, da? Pe care chiar o să fiți căsătoriți cu această persoană, zic eu. Patru de băte. Sufletul vostru geamă pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, dacă nu, un suflet pereche darmic, darmic. Posibil cu planete în semne de apă, ca să nu zic semn de apă. Care și el, cred că și persoana, încheie un ciclu de suferințe și această relație, iar, suflete care v-ați întâlnit într-o altă viață anterioară. Altă viață anterioară, da. Tot aia, am greșit un pic, dar asta se mai întâmplă. Pentru că acum vedeți, prin confuzii, prin emoții, și vreți să mergeți mai departe. Pentru unii poate să fie semnul peștilor, dar nu e obligatoriu. Pentru alții vreți să mergeți să ieșiți din stagnare. Să ieșiți din stagnare pentru că aveți o altă viziune. Aveți credință. Interesant, e o poziție pește-fecioară. Probabil atunci s-a întâmplat la luna nouă, luna plină. Ieșiți din meditație, din suferință și mergeți, nu v-am arătat, vai, nu v-am arătat? 8 de cupe merge către, v-am zis, da? Către 9 de cupe și ia uite ce, fantastic, este soarele, mami, soarele aici, Doamne, superb, valetul de cupe, regina de cupe, până la urmă totuși e un semn de apă. Sunt cu marcaj puternic pe semn de apă. Foarte frumos. Haideți să vă arăt și... Iar am vorbit mult, cât am vorbit 40. Nu pot mai mult, mai repede. Nu pot mai repede, mai ales la ora asta. Sfat. Miracole și binecuvântări, dragii mei. Miracole și binecuvântări. Numărul 13 la lună plină. Fiți atenți. Eliberați-vă încă o dată de ceea ce nu v-a primit. Ca să puteți să atrageți tot ce faceți acum la luna nouă. Wow, e un miracol ce se întâmplă acum. Probabil că întâlnirea cu această persoană e un miracol. E steaua voastră, e destinul vostru. Asta înseamnă, steaua înseamnă v-ați întâlnit persoana de destin. Îmbrățișați-vă emoțiile.
Că tot au apărut atâtea, mai ales pe 18. Dragoste atrage dragoste. Probabil că vă veți întâlni. Și dacă voi faceți un gest, vor face și ei. Probabil că uneori bărbatul trebuie să facă prima oară gestul. Asta e. Este nevoie de atingere fizică. În cazul în care până acum doar ați stat de vorbă și nu v-ați întâlnit, deja acum da, apare și valetul, da? E nevoie de atingere și nu știți dacă o să aibă și ei aceleași dorințe ca și voi. Dar eu cred că altfel, de ce v-ați întâlnit? Normal că au și ei. Concentrați-vă pe dragoste, dragii mei, asta e minunat! Vă pup numai bine, noapte bună!